peste cardul. Parcă suntem pe altă lume. Oricum, domnul director de la Poșta Română are alte griji. Astăzi le-am văzut pe rețelele de socializare, în diverse poze cu colegi de-ai domniei sale de la PNL, în tot felul de campanii pe care le fac împreună. În perioada asta, Poșta Română este o instituție a statului român și trebuie să aibă în grijă cetățenii acestei țări, în primul rând. Și pe urmă, chestiuni de partid, sau, mă rog, asta e pe planul 2. Cetățenii trebuie să fie pe primul loc. Să nu aibă impresia că efectiv, instituțiile statului își bat joc de ei, pentru că e cel mai dureros lucru. Și s-ar putea să pierdem și banii. Aici este problema, pentru că dincolo sunt bani de la Uniune... că sunt foarte puțini, dincolo de faptul că nu ajută atât de mult cum ar trebui să ajute. Sunt atât de săraci acei oameni, absolut. 1400 de lei contează, dar să intre acolo și să îi poată folosi, pentru că aici este problema. Și mulțumesc. Să ajungă și la timp. Și la timp, exact. Mulțumesc, Lavinia Șandru. Haideți să vedem acum.